Bună ziua, dragi prieteni din leu! Haideți să vedem la leu. La leu în dragoste pentru săptămâna viitoare. Faceți un drum cu această persoană sau o călătorie, sau plănuiți o călătorie, o vacanță, sau nu neapărat vacanță, dar plecați undeva. Nu comunica această persoană, nu vorbește, este ca un extraterestru, dar vă iubește sincer, să știți. Nu știu ce nu vă convine, ați, ați văzut ceva pe Facebook sau pe internet, să da like-uri sau nu știu ce. Uf, ce problema asta. Să urmărești asta, urmăriți, asta, vă urmăriți unul pe celălalt, așa. Dar um, cum să spun, ori sunteți de mult timp, ori, această persoană vă vede ca pe, această persoană vă vede ca pe o bază a lui, deci o a ei ca și când sunteți bază a sunteți acolo tot timpul, are unde să se întoarcă, deci nu-i merge bine cu altcineva se întoarce la dumneavoastră uh, dumneavoastră sunteți o bază, un sprijin și uh, știe că ni nimeni nu-i oferă această bază solidă pe care o oferiți dumneavoastră deci așa gândește partenerul sau partenera pe care o aveți dragostea există se comportă ciudat pentru că are secrete sau se gândește, mă, se gândește persoana uh, va, cred că o să găsesc pe altcineva mai bun sau sunt încă în căutare sau încă am timp sau încă nu mă grăbesc. Sau, uh, ori nu se hotărăște la o relație serioasă, la o căsătorie sau ce așteptați dumneavoastră. Așa. bucurie, realizare împlinire, acte, dragoste sau mesaje de dragoste o să primiți. Mesaje de dragoste, dar dragostea asta va crește încet, deci uh, relația va merge încet, dar va fi solidă până la urmă. Deci nu arată să vă despărțiți sau ceva. Dar și dumneavoastră vă mai fug ochii sau vă mai uitați sau vă mai întâlniți sau vă mai gândiți sau da. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.